Tentative de sinucidere, luare de ostatici, persoane lipsite de libertate, imobilizarea și reținerea suspectului sunt intervenții dificile ale poliției la care este neapărată nevoie de negociatori. În prezent, Inspectoratul de Poliție Județean Olt are 4 negociatori, însă nu există un serviciu care să se ocupe de această activitate, deși fiecare inspectorat de poliție din țară are mare nevoie de acest compartiment. Invitat la emisiunea Perfectul Simplu de la Olt TV, inspectorul șef Ionuț Ilinca a vorbit despre inițiativa înființării unui astfel de serviciu în Olt. Noi avem 4 negociatori la nivelul județului Olt care au făcut cursuri, deci au participat la astfel de cursuri și este un obiectiv al Poliției Române de a înființa la nivelul tuturor inspectoratelor. La Constanța, după cum știți, este un județ pilot pentru mai multe inițiative de a duce la performanțe mai mari. Unul dintre puncte ar fi faptul că la nivelul IPJ Constanța s-a înființat deja acest birou în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale. După o evaluare a rezultatelor obținute de IPJ Constanța, este foarte probabil ca aceste măsuri să fie implementate la nivelul întregii țări și eu chiar îmi doresc să fie înființat, pentru că la noi la Olt chiar avem doritori care își doresc polițiști să desfășoare astfel de activități în cadrul serviciului respectiv. Le place și chiar își doresc. Chiar la finalul anului trecut a fost înregistrat un astfel de caz la Slatina. Pe fondul unor discuții contradictorii cu un membru al familiei, un bărbat de 44 de ani s-a închis într-o cameră din locuință și a amenințat că se va sinucide. În urma discuțiilor purtate de un negociator din cadrul poliției Slatina cu bărbatul, polițistul a putut intra în camera în care se afla acesta, bărbatul fiind găsit întins pe jos și într-o stare avansată de anxietate. A fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale de specialitate.